Contează parteneriatul cu UDMR. De ce? Nu îmi place de voi. Nu vă înghit. Am alte preferințe. Da? Cum ar fi zis Vadim Tăpe, sigur că el e tătar. Când se facă el cu ungurii, el face cu tătarii lui. În fine, cu cine vrea să facă? Nu te obligă nimeni, nici măcar CNCD-ul. Nu te poate obliga să faci alianță, da? Bătută în cuie toată viața ta cu UDMR-ul. Trebuia să li se spună niciun partid românesc, pentru că am citit textul. Eu le transmit românilor. Dacă citiți vreodată textul ăsta, vă aruncați de la fereastră. Deci nu se poate suporta, nu numai de un român, de un om normal în Europa asta. Și încă o dată, îndemn presa, înainte de a mă trage pe mine la răspundere, să publice, domnule, textul autonomiei, proiectul autonomiei Partidului Unității Democrate a maghiarilor din România, să vadă toată țara despre ce-i vorba acolo. Și după aia judecați-mă pe mine și absolviți-i pe udemeriști, dacă vreți. Dar haideți întâi să vedem, nu era mai normal, bă, Tolo, cum făceai tu pe vremuri? Pe o parte cât costă o pâine, pe de altă parte cât costă o bere, cum făceai pe lumea când erai jurnalist onest. Da? De ce n-ai publicat în Libertatea textul respectiv? După aia pune și textul antropologului lângă el. Că așa încă o dată te faci de râs. Tu cultivi ipocrizia, lașitatea, nemernicia, că n-aveți curajul să scrieți pe problema națională. Nu e naționalism, e o chestiune unde te bagi sau nu ca jurnalist. De asta te-ai făcut jurnalist, să riști, să te implici într-o problemă. Că m-am dus și l-am găsit pe ăla în spital. Aia este de populism. Acolo e simplu să spui, a furat PNL-ul, a furat PSD-ul. Dar aici, unde îți joci într-adevăr credibilitatea și popularitatea, pentru că oamenii sunt proști. Te înjură. O să zică, o să ai probleme, o să te amenințe. Dar nu de aia te-ai făcut jurnalist? Cum să fii atât de superficial încât să-i dai ăla, da, mi-a scris ăsta, ăsta e un mare, o somitate. Da, o fi. O fi. Dar așa ceva, credeți că Michel Houellebecq, aveam un text apropo de situația asta că nu se mai termină cu coronavirusul și că vom fi mai răi, spune Michel Houellebecq, după această maladie decât am fost până acum, absolut corect, nu vom învăța nimic din ea, ne vom învăța repede cu binele și iarăși vom fi ultimii oameni, așa este. Crezi că unul ca Michel Houellebecq scria un text de genul ăsta dacă exista o țară care să facă o enclavă în teritoriul francez cu președinte, cu parlament, vreau să-și aleagă, avea un fel de liot în jurul președintelui, da? Se făcea un fel de parlament al ținutului. Cum, imaginați-vă în Franța, în Spania, în Italia, în orice țară normală, în Germania, în Marea Britanie, o enclavă în teritoriul național, o altă etnie, într-o altă limbă, făcându-și țara lui cu acordul guvernelor din țara respectivă. Unde există, mă, așa ceva? Și nimeni n-a scris în presa din România niciun cuvânt despre asta. Au tras în Iohannis atacând forma, dar nu fondul, bă. Da, mustrați-l. Duceți-vă și certați-l pe șeful statului. Dar după ce intră toți din UDMR la pușcărie, aveți dreptul să vă duceți să-i spuneți, domn președinte, vă rog eu, data viitoare ați văzut ce a ieșit. Ați văzut, domn președinte, ce a ieșit? Vorbiți dumneavoastră un pic mai frumos, că sunteți un om educat. Atât! Și după aia spuneți-i mulțumesc frumos. Atât. Da, el a intervenit cum știa. Poate să nu-l scoatem pe Klaus Iohannis din contextul în care e. E președintele care e, e președintele care a fost, e președintele care va veni, nu este Winston Churchill. Deci Winston Churchill n-a fost președinte. Dar nu e Charles de Gaulle. Da, e Klaus Iohannis. Să-l luăm așa cum îl avem, asta a fost reacția lui. Toți au sărit să-i dea în cap că ne-a stricat relațiile cu vestul cine. Ăia, imediat, minutul 2, a zis Budapesta, a trebuit mai mult respect maghiarii. Păi, și respect, doi, încă o dată, vă spuneam, râzând în mine, în sufletul meu de voi, în ultimul hal, râzând de toată prostimea asta, da? Trebuie să-i aplaudăm ironic sau să-i aplaudăm pe bune? Nu țineți minte când v-am pus întrebarea genială data trecută? Da, ce credeți că am murit, bă? Putem să aplaudăm că ne-au luat Transilvania, dar suntem amendați dacă aplaudăm? Că poate aplaudăm ironic. Dar de unde știți că am aplaudat ironic? Ne găsiți până la urmă și cu asta, nu? Poate credeți că un Churchill, da, venea și îți spunea, domnul prim-ministru, a sărit calul.
i-ați atacat pe aia, pe francezi sau pe filfizoni, aia, pe germani, aia, pe saxoni, aia, vreau să ne ia teritoriul național și i-ați înjurat de mamă. Să credeți că așa merg lucrurile într-o țară civilizată? Până în România așa merg, bă! Deci ăsta ne spune că e un președinte toxic și că ne-a descalificat ca oameni. Noi pierdeam o țară, bă, să făcea Kosovo în România. Și după aia ce făceam? Îi aplaudam pe aia, cum vă spuneam. Bun, publicitate, da, așa e. E bine să fii salvat de gong, dar mai sunt zile, stați liniștiți. Ne întoarcem. Astăzi, spunând unul la mână că el nu crede în revenirea umanității, relațiile umane oricum se duceau spre uzură. Da, aș zice aici, l-aș completa un pic, sigur, cu toată modestia, cred că e mai bine așa. Distanțarea asta a relațiilor umane era deja evidentă, sigur, în favoarea rețelelor de socializare, a digitalizării, dar nu știu dacă eram chiar atât de inteligenți noi ca specie umană încât să colaborăm atât de bine. Eu spun că oricum relațiile erau mânjite, da, se vede și în criza coronavirusului, da, nu știm să facem echipă nicăieri în lume, suntem niște farsări. Deci poate că această digitalizare unde se scrie prescurtat, greșit, gramatical, este până la urmă o libertate să ne întoarcem spre maimuță sau de unde o fi plecat. Adică nu mi se pare dramatic. Sigur că e mult mai rafinat și mult mai tehnic Houellebecq. Zice la un moment dat că în momentul de față victimele se rezumă la o unitate în statistica morților zilnice și în angoasa care se răspândește în populație pe măsură ce totalul crește la ceva neobișnuit de abstract. O altă cifră, zice el, va avea la fel de multă importanță în aceste săptămâni, cea a vârstei. Oare până la ce vârstă este convenabil să mai îngrijim? 70, 75, 80 de ani. Niciodată nu s-a vorbit cu atâta nerușinare faptul că viața tuturor nu are aceeași valoare. Da? Și, sigur, alte și alte pilde de mare valoare. Cel mai tradus scriitor francez, nu neapărat cel mai bun sau cel mai cunoscut, dar cel mai tradus în momentul de față, Houellebecq, sigur, nu este în ton cu lumea lui, face notă discordantă, își permite, e greu totuși să-i dai amendă de la CNCD lui Michel Houellebecq. Dacă încercați, nu, asta nu-și puteți să faceți. Bun, mergem mai departe în Tanzania, unde se întâmplă o situație absolut bestială. Sigur că tot umorul din lume vi l-aș fi dedicat, am făcut atâtea emisiuni de umor seara la televizor până acum și sigur că am fi început cu asta dacă nu era o situație pentru care încă o dată îmi puneam și capul pe calea ferată. Deci, pur și simplu, n-am mai avut chef sâmbătă când am citit, m-am gândit la soluții extreme. Vă spun sincer, dar n-am mai putut să dorm, îmi venea să mă trântesc, să mă arunc de la fereastră. Inacceptabil pentru un jurnalist să trăiască așa ceva în țara lui. Și asta nu face parte decât dintr-o suită imensă, da, de superficialități, de lașități, de trivialități intelectuale de 30 de ani. Suntem martorii unei mediocrități monumentale în această țară și în toată Europa. Și către asta suntem conduși ca o turmă de oi cu toții. Cum ai deschis gura în altă direcție, ești executat. Ca mediocritatea, imbecilitățile care te judecă să poată să trăiască liniștite mai departe. Deci nu vă puteți imagina ce am îndurat noaptea de sâmbătă spre duminică citindu-l pe acest imbecil de clasă mondială. Ok, deci fiți atenți ce se întâmplă în Tanzania, o să spuneți aia sunt departe, ne doare în cur de ei. Absolut deloc. Tanzania este un fel de Românie. Teste puține, frica de coronavirus, frica de neant, frica de moarte. Da? Și președintele țării, John Magufuli, are un nume într-adevăr tanzanian, a zis la un moment dat așa, dom'le, haideți că vă fac eu, băiatul cinstit, de la țară, a un fel de videle a lor, avea și ăsta. Și a zis așa, fiți atenți cum fac eu, știind că corupția în Tanzania e cât casa. Și știți ce a făcut? A zis așa, fii atent, facem teste pe oameni, dar facem teste și pe animale și pe plante sau pe fructe. Cum, domn președinte, au zis? Bă, lăsați-mă pe mine, dați-mă ăla de test. S-a dus cu omul care făcea testul și a zis așa, facem test pe omul ăla, pe omul ăsta, pe capra aia, pe oaia aia și pe fructul ăsta. Pe ce, domn președinte? Pe fruct, mă. Și a luat un fruct, pare rău, nici măcar după ce l-am citit de câteva ori nu i-am reținut numele, este un fruct de care noi n-am auzit, se numește pau-pau. Se scrie P-A-W, P-A-W într-un cuvânt. Pau-pau. Au luat un fruct de pau-pau și l-au testat. Știți ce a făcut președintele Magufuli ăsta? A pus o etichetă cu nume de persoane pe toate testele astea.
Deci doi oameni, o capră, o oaie și un fruc de pau-pau. Și le-a dus la Institutul de Testări din Dodoma, capitala Tanzaniei, nu mai e la Dar es Salaam. S-a schimbat acum ceva ani buni. Au testat ăia și așa a ieșit. Capra pozitivă, oaia negativă, pau-pau pozitiv. Mă, o să-mi spuneți, da, cu superficialitatea care v-a caracterizat întotdeauna, Tanzania e Tanzania. Nu, testele erau de import toate. Tanzania nu produce teste, nu produce mască, nu produce mănuși. Are turism. Acolo însă ne dă lecții nu numai nouă. Europei întregi. Da? Deci ciocul mic. Nu vreau să vă aud cu șmecherii de-astea. Tanzania și nu numai Zanzibarul care ține de Tanzania. Tanzania continentală. Acolo vânanea Nicu Fiare, v-am mai povestit. De asta n-avem nevoie de viză în Tanzania. România fiind singura țară din Europa care n-are nevoie de viză în Tanzania. Și englezii și francezii au nevoie, noi nu. Pentru că Neanicu a lăsat o imagine plăcută după ce le-am pușcat leii alora. Deci toate sunt de import. Ok. A ieșit fructul de pau-pau pozitiv. Trei oameni, unul ieșise pozitiv, unul negativ. Capra pozitivă, oaia negativă, pau-pau pozitiv. Au întrebat ăștia peste tot, au ajuns până în Japonia. Și atunci au venit japonezii, poate ați citit și știrea asta, și au zis așa. Așa este. Există persoane care sunt testate, testul, de exemplu, iese pozitiv și ele sunt până în măduva oaselor negative. Pentru că și asta este o particularitate a acestui coronavirus, da? Nu se lasă citit de către oamenii ăștia fără școală. Ia prin secolul 21 pe toți amărâții ăștia, n-aveau școală, da? Și nu știu să identifice codul acestei maladii. Deci, iată încă o nebuloasă, absolut reală situația. Deci te testează, tu ești pozitiv ca popa și n-ai absolut nimic. Mor după aia, atenție, pentru că ești băgat la teste, îți dau aia de toate. La un moment dat, dacă începi să respiri greu, de angoasă, te duc la reanimare și mori acolo. Povestea Vincent Duluc de la L'Echipe, dacă nu o să am timp astăzi, nicio problemă, o să vă spun mâine. Fantastica istorie a jurnalistului Vincent Duluc, cea mai mare peniță sportivă franceză. 28 de zile a stat în spital cu coronavirus. Deci, pe scurt, vă spun așa, a avut 9 zile febră acasă. Văzând că nu-i trece febra, n-avea alte simptome, nu se simțea, are o febră mare, 38,9. A luat paracetamol, asta nu-i scădea febra. S-a dus la spital, a zis, bă, îmi dau niște medicamente mai bune, mă trimit acasă. Cum i-au pus stetoscopul la plămâni, au zis, e nasol, domnul Duluc. Vă ținem peste noapte să vedem ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat nimic peste noapte, tot febră. A mai stat o zi, a început să se simtă prost. În 3 zile era la reanimare. Știți ce i-au făcut? Pentru că era corpulent, așa, nu chiar obez. Avea să piardă 22 de kilograme în spital. Deci fiți atenți, a stat 28 de zile în spital, n-a dormit nicio noapte, nicio noapte, n-a văzut pe nimeni și la un moment dat, că au văzut medicii, cum se murea în jurul lui, au murit toți în salonul lui. I-au zis, domnule, dacă vă băgăm cu tubul, muriți. Și știți ce i-au făcut? L-au rugat dacă nu vrea să stea 3 zile și 3 nopți pe burtă. Pentru că nu este bine să stai pe spate la aprindere de plămâni, știe toată lumea asta, da? Și Vincent Duluc a stat fără să se miște 3 zile și 3 nopți pe burtă, sur le ventre, da? Ca printr-un miracol, după aia, după ce iar l-au dus la reanimare, iar l-au adus, la un moment dat a început să se simtă mai bine. Povestea când a ieșit, a scris o pagină pentru L'Echipe, că nu se poate concentra. Deci nu reușește să citească mai mult de 2 rânduri și dacă încearcă să se concentreze, îi tremură mâinile. Fabulos! Fabuloasă narațiunea lui. Da? Despre ce i-a făcut această boală, stătea și se uita în gol acasă, nu-i venea să creadă. S-a gândit la tot ce gândește un om, 28 de zile n-a putut să doarmă. Nu avea cum să doarmă. Deci nu lăsa nici febra, nici situația, nici angoasa, nici ziua de mâine, nu mai venea să doarmă, da? Și a stat fără să se miște, îi dădeau alea cu lingurița și când veneau, își puneau vizieră, ci că infirmierele 5 minute se echipau în fața lui. Asta ci că îl teroriza. Și după aia îl băteau pe umăr ca pe cosmonauți, îi zicea, tenez bien, tenez-vous bien. Ia toujours un espoir, monsieur Duluc. Și îi dădeau cu lingurița, nu putea să mănânce nimic. A stat 3 zile și 3 nopți numai pe burtă, bă.
fabulos. A slăbit 20 de chile, noroc că avea de unde. Da. Senzațională în orice caz povestea, cea mai bună peniță a ziarului L'Echip de ultimii 10 ani. Jurnalistul cel mai talentat la ei. Ci că ar fi luat această boală într-adevăr într-un restaurant la capătul meciului celebru Valencia-Atalanta din Liga Campionilor, atunci unde se pare că s-ar fi dus virusul în Spania și în Italia. Într-adevăr, după meci ar fi stat acolo la discuții cu alți jurnaliști, au venit și suporteri, era o zonă mixtă dintre aia, jucători, oficiali, și e convins că de acolo a luat. Deși și că la el perioada de incubație depășise 2 săptămâni. Mai bine de 2 săptămâni a început cu această stare de febră, da? Care nu se manifesta nicicum altfel decât aveai febră până în 39, aproape de 39, deja nu mai aveai poftă de mâncare, îți pierdeai gustul, mirosul, să te degradai pe măsură ce trecea, dar nu aveai alte simptome. Deci, atenție, nu tușa, n-a avut diaree, nu l-a durut capul, nu mai avea alte simptome. Până când s-a decis, bă, hai să mă duc și eu la spital, că acum așa e, ce dracu să am în luna aprilie, da? Nu mai e gripă, aia o faci în ianuarie, în februarie. Acum e clar că dacă te îmbolnăvești și ai fibră 7 zile, e prăpăd. De la ce s-o mai iei? Și când l-au adus la spital, asta e povestea. Poate că o să intrăm în amănunte mai mult într-o altă zi, dar astăzi n-am avut încotro și încă o dată le mulțumim celor care au fost alături de noi și care vor mai fi în următoarea perioadă. Nu noi suntem importanți, să nu uităm asta. Da? N-am fost niciodată importanți. Important este cuvântul și important este adevărul. Hai, pe mâine seară!